Care sunt principalele reguli pe care ar trebui să le știm în legătură cu protecția solară? Deci, în primul rând, trebuie să evităm să ne expunem, chiar dacă folosim creme de fotoprotecție, între orele 11 și 17. 2. Să ne alegem o cremă adecvată tipului de piele, cu un factor de protecție adecvat și adecvat și vârstei. Adică există creme speciale pentru copii. Așa. Aceste creme sau alte tipuri de produse de fotoprotecție trebuie aplicate cu 15-30 de minute înainte de a ieși în aer liber pe zonele pe care le expunem. Repetate aplicațiile la 2-3 ore pe toată perioada în care stăm în aer liber. Așa. Evitată aplicarea de alte tipuri de preparate cosmetice, parfumuri pe suprafața tegumentului, pentru că unele substanțe conținute în acestea pot avea efect fotosensibilizant. Așa, în cazul unor pacienți cu anumite afecțiuni dermatologice, chiar evitată expunerea complet la soare și folosirea întotdeauna de creme la acești pacienți cu afecțiuni la care soarele poate juca un rol agravant, folosirea întotdeauna de creme de fotoprotecție, chiar și pe perioada în care nu este soare, deci nu numai pe perioada verii și în restul. Puteți oferi câteva exemple de astfel de afecțiuni dermatologice? Da, deci există grupul mare al afecțiunilor numite lucite sau erupții induse de expunerea la soare. Există mai multe categorii, iar pe lângă acestea, afecțiuni care pot fi agravate de soare, cum sunt, de exemplu, lupusul eritematos sistemic, rozacea, cuperoza, porfiriile cutanate și așa mai departe. Sunt destul de multe afecțiuni. Uneori acneea, foarte rar psoriazisul. Dar sunt anumite situații în care soarele poate ajuta la calmarea acnei, spre exemplu? Nu, este o ameliorare tranzitorie. Mă refer aici strict de acnee. Deci este un mit care circulă. Da. Ultravioletele au un important efect antiinflamator, de multe ori benefic pe leziunile inflamatorii, dar, pe de altă parte, ele pot induce apariția de leziuni de tip comedoane, puncte negre, care mai spre toamnă se vor transforma la rândul lor în leziuni inflamatorii. Deci o ameliorare tranzitorie cu recădere în perioada de toamnă-iarnă. Înțeleg că există chiar și o afecțiune intitulată acnea estivală. Exact. În ce constă această afecțiune? Sunt leziuni clasice de acnee, distribuite în principiu pe zonele expuse față, decolteu, eventual umeri. Deci ele apar în contextul în care ne expunem la soare sau în contextul se agravează în momentul în care ne expunem la soare, sau mai există și situații în care noi deja facem tratamente pentru acnee, unele dintre ele pot fi fotosensibilizante, iar peste erupția de acnee poate să ne apară alte tipuri de erupții. Din ceea ce spuneți, înțeleg că totuși crema de protecție este extrem de importantă. Exact. Aș dori să vă întreb cum trebuie aleasă o astfel de cremă, ce criterii ar trebui să avem în vedere atunci când hotărâm ce cremă să cumpărăm. Așa, în primul rând, este vorba de fototipul pacientului, de tipul de piele. În al doilea rând, de vârstă. În al treilea rând, de faptul că e posibil să fim pe anumite tratamente cronice, să asociem anumite afecțiuni dermatologice care pot presupune fotosensibilitate. Da? Deci cam astea. Cam acestea sunt cele mai importante. Există vreo cremă care să ofere o protecție de 100% a pielii? Nu, pe timpul verii nu există. Din păcate nu s-a descoperit încă ecrane care să ne asigură o protecție totală. V-am auzit menționând termenul de fototip. Ce este un fototip și cum ar putea fi acesta determinat? În principiu, cea mai utilizată clasificare este cea făcută de Fitzpatrick în 6 fototipuri. Așa, în mare, o să vă conturez un picuț, fototipul 1 este pacientul cu piele foarte albă, ochi albaștri sau verzi, păr
roșcat, mulți bistrui, nu se bronzează niciodată dacă se expune la soare. Regula e că se arde dacă ne expunem la soare fără produse de fotoprotecție. Fototipul 2 este iarăși un pacient cu piele albă, ochii și părul pot să fie de orice culoare. Întâlnim și la ei efelide, bistrui, dar mai puțin decât la fototipul 1. Și aceștia de obicei se ard dacă se expun la soare. La unii dintre ei există însă posibilitatea să capete o nuanță foarte ușoară de bronz. Fototipul 3 deja este un fototip mai rezistent, să zicem așa. Se arde mai rar și capătă o nuanță de bronz, treptat, treptat. Fototipul 4 e și mai rezistent, foarte rar se arde și de obicei se bronzează și nuanțele pot să fie chiar destul de închise. Iar fototipurile 5 și 6 sunt rasiale, cum ar veni. 6-le sunt negri. Există anumite fototipuri mai puțin întâlnite la noi în țară sau mai des întâlnite? Sau nu există o regulă în acest sens? Ba da, la noi în țară în principiu se întâlnesc fototipurile 2 și 3, cel mai frecvent. Da. Ce efect ar putea să aibă aplicarea unui parfum pe suprafața pielii în momentul expunerii la soare? În principiu pot să ne apară reacții fototoxice sau fotoalergice de substanțele conținute în acele parfumuri interacționând în prezența ultravioletelor, pot să inducă erupții de mai multe tipuri și de tip eczemă acută cu bășicuțe, cu zemuire sau de tip eczemă subacută, pete roșiatice cu cojițe pe suprafață sau alte tipuri de erupții, erupții lichenoide și așa mai departe. Și e bine să evităm, dacă intenționăm să ne expunem la soare, să aplicăm alte produse pe suprafața tegumentului. Dar care sunt riscurile expunerii inadecvate la soare în general? Nu? Deci, în general, pielea expusă mult timp la soare se îngroașă, de multe ori are o tendință spre uscăciune, mai mult sau mai puțin importantă. Pe de altă parte, îmbătrânim mult mai repede. Deci, pe lângă componenta genetică și expunerea la soare, joacă un rol important în îmbătrânirea cutanată. Ultravioletele care ajung în derm putând să ducă la o degradare a fibrelor de colagen și elastină. Nu în ultimul rând, expunerea la ultraviolete poate să ducă la alterări ale ADN-ului din celulele pielii, respectiv la o scădere a imunității cutanate, cu un risc la un moment dat de apariția diverselor tipuri de cancere de piele. Da. Pot să apară pete pigmentare, pot fi agravate sau induse unele afecțiuni dermatologice.